Servus, Anca! Servus, Petri! Anca Opriș Popdan. Niciodată nu m-am putut, n-am putut să înțeleg de ce Popdan. Ziceam, oare câte nume ai tu de familie? Și Pop, și Dan, și Opriș. Pe lângă Anca mai ai un prenume. Ioana. Deci, da, stai puțin. Anca, Ioana, Opriș Popdan, Eusebiu Camilar. Numele meu de scenă, de, fată. De afiș, este cel de fată. Anca Opriș. Da, știu, eu așa te-am cunoscut. Nu-i ciudat, nu-l găsești, nu prea. Nu-l găsești, e rar. Foarte rar. E rar. Anca, dragă, vreau să încep cu o surpriză, o mică surpriză. Vai. Vreau să-ți dăruiesc un USB. Pe care trebuia să ți-l dăruim Ancuța și cu mine de 8 ani. Și vrem să-ți mulțumim pentru că ai făcut acea coreografie cu care pe mine m-ai speriat la nunta noastră. Țin minte, te-am stresat de-a dreptul. Da, eu am zis, dar nu pot să fac așa ceva, cât te mai pus să fac piruete și nu știu ce. Da. Cum să, dar nu rețin asta și eram nervos și, uite, și te-am rugat, nu se poate, ceva mai ușor, mai drăguț. Și ai renunțat la lucrurile mai grave, mai grele. Nu mi-amintesc asta, să-ți fi făcut mai complicat. Nu, da? Ai făcut un pic mai liniștit. Nu, dar inițial vreau inițial să te era, să... Da, era, da? Mult și eu m-am speriat foarte tare și ai zis că nu, lasă pe dică, simplificăm acum un pic. Și am repetat, era o parte care se repeta la un moment dat și am zis, păi că da, nu, așa e mai ușor de... Și atunci aici este dansul pe care, da, mereu ți l-am promis. Mulțumesc ca să-l frumos. Vezi. Și două cuvinte de la Anca și două cuvinte de la mine. Ale mele sunt mai jalnice, dar Anca știe să scrie și să vorbească, da, frumos. De-aia am luat-o lângă mine, că pe lângă în țăranii bine să fie o regină. Chiar este o prințesă, soția, da, ta. Neîncoronată. Nu important. Nu important, da. Corona și-o duce sub sori. Bine, dar acum suntem la Anca Opriș. Acum te întreb eu ceva. Da. Exact de când este? Din 2015. Evenim. Acum? Acum 8 ani. Și? Și? Exact. Nu în zile, ore. 3 iulie. În 3 iulie. Da. În 3 iulie vor fi 23 de ani. Vor fi 8 ani, pardon. 20, 2023 ani. Mulți înainte cu sănătate. Doamne, și mulțumesc frumos. Așteptam. Da. Așteptam. Azi dimineața mi-a venit asta, ideea, deși... să știi. O trebuie să decupăm și eu am descărcat un program și nu mă prea descurc cu programele. Nici eu. Și noroc că a venit Anca și ea a făcut decupările și am putut să facem. V-ați chiar descurcat superb, foarte, da, bine. Mulțumim frumos. A fost atât de aplaudat, a fost dansul. Da, și țin minte că destul de complicat l-am făcut totuși. Eu era spun că așa pe sumână la un moment dat. Da, dar la început a fost și mai complicat, îți spun. Că eu m-am speriat și la un moment dat am zis că nu mai fac, nu mai... Da, mi-amintesc că nu prea aveai răbdare. Nu. Dar noroc cu Anca. Și cu tine. Ea te pondera și, da, se uita așa la tine și atunci... Eu... Dacă știam, pe atunci eram tânăr și voinic. Și... Anca, este emisiunea cu tine, nu cu mine. Când o să fie cu mine, atunci eu o să stau acolo. Da, bun. Să o luăm de la început. Unde te-ai născut? Aici. În Cluj? Ești clujancă? Yes. Jet by jet. Ia ce mă bucur. Exact acum 55 de ani și o zi. Exact aici? Aici nu se putea. Acum 55 de ani și o zi. Și exact. Mulți. Mulțumesc. A, da, că ieri cu asta trebuia. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani, mulți ani, mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, Anca să trăiască. Bravo, la mulți ani. Mulțumesc frumos. Era fain dacă veneai astăzi în sala de balet. Da. Am fost onorată de către colegi. Și ai adus mi-au bomboane? Mi-au cântat la mulți ani. Ieri le-am adus, da. Bomboane? Nu bomboane, altele, bunătăți, așa. A, și ați avut, da, ieri a fost al doilea spectacol de la premieră. Nu, nu. Ieri nu a fost repetiție generală de Copelia, mâine e spectacol. Și te-au aniversat înainte de spectacol. Și m-am, am încercat să, eu sunt o persoană discretă. Umilă. Și modestă și modestă. Nu-mi place să fiu în centru atenției în pofida profesiei mele. Când eram mic, eram extrem de timidă, la modul că am uitat poezia când am ajuns în față. Da.
După care, prin natura profesiei, a trebuit să ies în față, chiar dacă, nu mi era poezia. Foarte chiar dacă nu aveai de zis poezie, dar trebuia să ieși da. În față, la aplauze. Așa, și acum îmi dau seama că pe măsură ce înaintez în vârstă, revin la copilărie. La, și la... tot mai așa, mai da. Da, adică nu shine neapărat, dar nu-mi place să... Să fii în centru atenției. Fiu în centru atenției. Mi-e place foarte mult. Deci, fii atent, întrebare, dacă tu ai ajunge într-o sală, da? Cu multă lume, cu locuri și ocupă un loc în sală, unde te-ai pune? Acolo unde e mai multă lume. Și aș deranja pe toată lumea. Adică o sală goală cu mese, cu scaune și... Deci o masă, am intrat toți deodată goală, da? Și ar trebui să ne să ocupăm un loc în sală. Unde te-ai pune? În față. Vezi, eu nu. Da, în spate, tot timpul. În spate, acolo. Într-un colț, cât mai retras. Să știi că și eu la operă, la un moment dat, locul meu, cum intri jos la staul... La staul, asta trebuie neapărat să o scoți, staul. Da. La știi stal, cine sunt staul? Da, unde stau vacile. Da. Primul scaun era din ultimul rând, tot timpul era acolo, în timpul facultății. Eu și acum stau în spate pe balustrada. Ah, da, pe balustrada. De acolo se vede cel mai bine. Să știi că se vede că e roasă balustrada. Dar ce nu e roasă în operă săracă? Da. Trebuie. Nu, bun, deci te-ai născut la Cluj. Ce, mă bucur, la Stanca? Exact. Excelent, asta era. Cu doctorul Stanca. Cu doctorul Stanca? Cu tot cu doctorul. Cred că fiul sau, nu știu, îmi zicea mama, domnul doctor Stanca. Unul din ei. Că și tatăl și fiul au fost. Eu am fost la ginecolog. Da. Noi, asta nu știu cu ce medic, dar și în cam în aceeași perioadă, din ce lună ești? Mai. Păi... Deci cam în aceeași, eu m-am născut cu câteva luni înainte, în februarie, dar tot la Stanca. Deci am fost colegi, de nu chiar, dar... Am o colegă de la Opera Maghiară, care suntem în aceea zi născuți în același an și la același spital la Stanca. Și vă țineți minte de tot. Da. Știi, uite că eu când am ieșit, i-am făcut așa semn. Și ea, numai că ea e în guroaică și mi-a făcut cu cealaltă mână. Nu înțeles. Da, nu. Da. Și de unde ideea cu baletul? Cum? De la mama. Mama era mare, balerina. Iubitoare de dans, nu? Și în mod special de balet. Și-ar fi dorit zis că fica și ea ei... să fie balerină, dar nu s-a putut. Așa erau vremurile, nu știu. Și atunci... Nu știu, s-a gândit, nu știu dacă și-a propus ea înainte, dar m-a văzut că am oareșce înclinații. Ceva au trebuit. Mă ducea, locuiam vis-a-vis de operă. Știi poarta aceea maro din stație? Acolo stăteam eu. Acolo unde e și... acum... Nu știu ce e acum, nu e nimic acum. Acum nu-i, dar era un club, înainte de club, o fost sală de teatru. Nu, ia teatrului. Lângă. Da, lângă. Atunci era un laborator de cofetărie. Da. Și voi locuiați bine deasupra? Plasat acolo, da. Deasupra. Și tot timpul veneau mirosurile astea bune. Nu numai. Și preparatele? De toate aveam, da. Ce da, noroc deci pe vremea aceea. Și plus de asta eram peste drum de operă. Și mama, pasionată fiind de balet, mă ducea frecvent la spectacole. Da. Și odată după un spectacol m-a văzut prin casă că imitam lebăda și, mă rog, deci, poveste... Și-o dat seama. Dar interesant că undeva și... trebuia să-i vină ideea. Nu putea, pur și simplu, dacă nu erai făcută, eu cred că și fizicul ți era pentru așa ceva. Fizic nu foarte, pentru că... Erai micuță, grasă în clasa și 4, fără picioare? Am dat admitere în clasa 4 și n-am reușit. Ah, chiar? Da. Din clasa a patra se începe baletul. Din clasa a patra se începe și am continuat la Racoviță. Eu fericită că nu-mi schimb, eram, mă rog, și acum sunt conservatoare și nu-mi plac schimbările și atunci așa. Bucurie că n-am reușit la balet, că nu-mi schimb clasa, colegii. Ce înseamnă un examen pentru accedere în clasa a patra? Pe atunci era o selecție drastică, erau sute de copii, toată școala era înțesată, trei etaje erau pline de copii, de candidați, din care toate reușeau, colțurile țării. Absolut, pentru că atunci erau doar două școli în țară, București și Cluj. București,
Și atunci veneau, se împărțeau partea de mijloc spre nord la noi și ceilalți din sud la București. Nu neapărat, dar... Da, cam asta, cam în principiu asta. Destul că erau foarte mulți copii, din care reușeau 40. Și în ce consta? În examen medical ne verificau dacă avem coloana dreaptă, dacă aveți picioare, coloană vertebrală. Dacă avem... Da. Plus anumite date fizice necesare pentru... Trebuia și muzical ceva. Stai că-ți spun, da. Scuze-mă. Deci întâi ne ridica picioarele, ridicau picioarele, podul de sus, tot felul... Mobilitate. Mobilitatea. Cu depieul, da? Acea curbură a piciorului, labei piciorului, labei. Atât de importantă în balet. Dar depieul trebuie să-ți fie format sau se formează de pie. Cu de pie. E bine să ai de la natură și sigur că ulterior se lucrează, se formează, se cizelează. Deci toate aceste calități fizice... Trebuie să le ai. E bine să le ai și sigur că trebuie să le cultivi în timp. Cei care nu au, cum am fost eu, mai puțin dotată... N-ai fost acceptată. N-am fost. Plus că mi s-a spus mamei că sunt grasă. Mă rog, nu eram grasă, dar probabil pentru balet față de alți... Nu te pot imagina de când ne-am cunoscut. Da, 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 da. Da, da, uite, ne transformăm. Și într-adevăr, în al doilea an mama a insistat... Și nu s-a lăsat, mama, da. Nu s-a lăsat. Au zis profesorii, fata asta o mai folosă, să vedem ce poate. Dar, mă rog, așa e povestea comică, da. Și am reușit în clasa 5-a și până în clasa 7-a, profesorul am zis, Anca, ești grasă. Anca, ești grasă. Și peste vară, din a 6-a spre a 7-a, Anca a devenit slabă, adică piele și os. Nu chiar, nu în extrema cealaltă, dar, mă rog, m-am și înălțat, probabil, și, da. Au suferit, corpul a suferit normal, unele schimbări la orice copil, fizice da? Care apar. Da, așa. Și o altă probă a fost, în prima, în clasa a patra, era domnul director de atunci, Emil Rusu, profesor de dans popular, și ne-a testat și ritmic, da? A zis, uite, eu îți bat un ritm cu palmele și tu trebuie să le dai. Bine? Și eu, bine. Și în momentul ăla, mintea mea a zburat. Și m-am trezit că domnul mi-a bătut ritmul. Dar tu n-ai auzit nimic. Nu, n-am fost atent. Și am inventat ceva și zis, bine, mersi. N-am avut nicio legătură cu... Okay. Serios, am zis, doamna, că acum ghicește. Da. N-am nimerit, bineînțeles. Nu știu dacă și asta a fost un motiv, și acesta a fost un motiv pentru care n-am, dar acum vreau să zic că muzicalitatea este principalul obiectiv. Adică eu sunt profesoară acum și nu accept ca elevii să nu danseze pe muzică, să nu țină ritmul. Și, da. Neapărat. Da. Orice ar fi. Și nu, îl aveam și atunci, dar n-am fost atentă. Ei, în următorul an am știut ce mă așteaptă și am fost ochi și urechi. Și bineînțeles. Și am reușit. Da. La voi viața începe foarte, viața artistică, viața pe scenă începe foarte repede, dar se și termină repede. Din păcate, da. La 18 ani deja tu ai intrat în pită sau mai repede. Cam așa, nu? da. Păi așa este, după, la 18 ani... Când termin liceu, trebuie să și încep cariera, că altfel, exact. Dacă nu încep, e prea târziu. Da. Tu n-ai prins perioada când se mergea pe vapoare și pe tot nu. Felul? Da. Eu am absolvit liceul în perioada liceu Șescu. Da, nu da, se da. Făceau turnee, când nu aveam deschiderea prin țară asta. Se făceau prin țară și da, alea erau binevenite. Și la orașe care nu aveau teatre. Da, și... da, da. Se mai făceau așa ceva. Dar erau binevenite și acelea. Da, și ai reușit, că era foarte greu pe atunci. Erau puține locuri și era competiția, cred că, foarte acerbă. Pot să zic că am avut noroc. Știi tu, în profesia asta, în artă, în general, și cred că, în general, în viață, e important să fii... Omul potrivit la timpul potrivit, la locul potrivit, da? Și să ai un dram de noroc. Și să ai un dram de noroc, da, șansă.
Și șansa mea și a colegilor care am ajuns acolo la operă a fost domnul Emil Strugaru, care pe atunci era interesat direct, și venea la școală și să se uita la spectacole. Nu, și venea să vadă, a fost asistat la noi la oră, să vadă ce absolvente sunt și să ne... Se interesa de viitorul balerinei. Erau posturi și vrea să ne... Ce interesant. Să aleagă, să selecteze din clasă... Pe cei care... Da. Vedea că merită să fie la opera română. Și uite așa am ajuns, ne-a chemat la opera, am dat concurs și... A intrat direct ca și solistă sau a intrat în corpul de balet? În corpul de balet, întâi fără post, pentru că nu erau de fapt posturi sau urmau să se elibereze. Noi așa ne angajam cam după un an, primeam contract. Până atunci lucram pe postul unor colege care erau în concediu de maternitate sau urmau să... Deci așa. Da. În orice caz nu puteau în perioada aia să vină și vă luau pe voi. Și atunci ne luau pe noi, ne înlocuiau. Și am ajuns să mă angajez până la urmă în 1987. În 86 am absolvit, am lucrat la opera așa, am intrat în spectacole, nici nu ne interesa atunci post și... Era important să fii pe scenă, și, nu? Da. Faptul de a fi pe scenă, l-ai simțit deja din clasa 5-a de când ai intrat sau a venit cu timpul? Păi am avut aveai în interior această chemare a scenei. Păi ți-am zis că m-am pierdut toată când a trebuit să spun o poezie. Păi bine, în clasa 4-a, dar după aia, după a 5-a, 6-a, 7-a, 8-a. Mă simțeam bine pe scenă, sigur deci că aveam emoții, dar... Era o bucurie orice ieșire în scenă, clar. Și am avut noroc și cu maestru Solomon, care ne-a fost profesor și ne-a adus la operă. În clasa 8 am dansat în Lacul Lebedelor, Lebedele Mici. Mă rog, am avut... Era o realizare. Da, am fost colegă cu Simona Noja și acesta a fost un noroc, pentru că, am mers cumva împreună cu ea. Ce bine. Și... Simona Noja, despre care știm că este un nume mare în domeniul baletului mondial și am toată admirația pentru ea. Da. Ai terminat, ai ajuns la opera română, era în corpul de balet. În corpul de balet, și... am dansat de la Ana Lugojana, în toate operele și operetele. Eram aproape în fiecare seară acolo și era o bucurie. Cum era? Deci altă treabă nu aveam, decât îmi plăcea orice să dansez. Este un sacrificiu să fii în corpul de balet al unei opere sau este un stil de viață, este clar? Că trebuie să ai grijă, trebuie să te abții, nu? De la dulce, de la prea mult, nu? Pentru tine n-a existat acest lucru. Nu. Nu. Depinde acum de structura fiecărei balerine, dar la mine a funcționat... Normal. Cât timp eram, în timpul stagiunii lucram, aveam spectacole, aveam studiul acesta individual, trăgeam tare, făceam efort în fiecare zi, puteam să mănânc orice. Dar nu toată lumea are probabil că arderile norocul interne ăsta. Ale tale nu se depunea absolut nimic. La mine așa funcționa. Efort, oboseală, erau cea mai bună cură de slăbire. Deci nu trebuie să faci cure de slăbire? Nu. Sau în vacanțe, în schimb... Cum mă relaxam și întrerupeam munca asta, deja puneam un kil două și eram panicată, mă duc înapoi, nu o să pot slăbi. Nu. Ai avut un partener pe scenă cu care te-ai înțeles minunat sau... Îl cunoști. Normal că eu te întreb, lumea am care avut se uită nu cunoaște. Și asta a fost un mare noroc al meu. Alt noroc al artistice. Că am avut un partener foarte bun, Dan Orădan, cu care am dansat toate spectacolele și l-am avut alături pe maestrul Adrian Mureșan, care a creat spectacole pentru noi. Pentru voi. Ce da, frumos. A fost așa un trio fericit. Da, am colaborat foarte frumos unii cu alții și au ieșit lucruri frumoase. Am avut spectacole foarte frumoase. Contează această legătură mai foarte departe mult de scenă, mai în afara scenei?
În afara scenei am rămas prieteni și acum suntem vecini. Ne înțelegem foarte bine. Asta zic, că înțelegerea asta s-a înfiripat o prietenie, nu? Pe viață. Da. Faptul că voi ați început primii pași pe scenă și v-ați simțit unul pe altul din punct de vedere artistic, a creat un fel de... Îi sunt recunoscătoare că m-a suportat. Da? Da. Chiar ești așa de greu de suportat? Eram, atunci eram destul de... Tipicară, așa? Isterică, așa, și perfecționistă. Și perfecționistă. Și nu avea răbdare. Și el le simțea. Și mie nu-mi convenea. El vrea să... Să hai, trecem, hai, să trecem. Și eu eram invers, nu. Asta nu e și bine, încă o dată. Bine, da. Ție ți era ușor, fiindcă tu trebuia să fii ridicată și aruncată, dar noi bărbații trebuie să te... Te înșel, să știi că așa pare, dar nu e adevărat. Eu știu, deci, amândoi participă. Trebuie să fie foarte mobilă, puternică și să îl ajute, să-și ajute partenerul la toate prizele acestea. Cred, nu pe stă ca un sac. Și de asta zic că e foarte importantă. Este tehnică. Relaționismul ăsta între parteneri, fiindcă eu cred că fiecare la noi cum e, când tragi aer, așa e și la voi, orice mișcare este precedată de ceva, pentru că să ajungi la acea mișcare și dacă nu o pregătești, atunci cred că nu reușește. Da, cred eu, duetele acestea e important să ajungi să respiri deodată cu partenerul, să-ți iei având deodată, deci să simțim împreună la fel muzica și momentele coreografice, mă rog, momentele de mișcare importante, de priză, de, știi, adică să nu fim contratim cu el. Să-ți dai având și el să nu fie pregătit. Da, asta e din simțire, nu? Și din studiu. Din studiu, din repetiții și până la urmă, da, intervine și compatibilitatea între parteneri. Că, mă rog, cumva să simți și să ai aceeași percepție vis-a-vis și de rol, și de muzică, de coreografie. Da. Toate îmbinate. Se și educă, dar pe undeva sunt, da, trebuie să fie și o... compatibilitate, o potrivire. Și foarte mult studiu, cred eu. Neapărat trebuie să menționăm lucrurile acestea. Nimica, cred eu, că nu se poate duce la nivelul cel mai înalt artistic dacă nu studiezi. Cu siguranță, da. Așa și este. Și în orice domeniu artistic mă refer. Da. Și la un moment dat, în cazul nostru, tot dansând împreună, deja ne știam, ne simțeam unul pe altul. Știi? Am ajuns... Și mi-am să dat inspirați seama, deodată. Și mi-am dat seama de lucrul ăsta când am dansat cu alt partener invitat și eram nu tot în contratimp și el îmi zicea, nu te grăbi, dar eu deja știam rolul și era vorba știai despre ce urmează, un rol cum care, și cum se... pe care îl dansase mult timp cu Dan și având alt partener, el atunci învățase rolul lui și nu nici cum. Și atunci am zis, Doamne, ce noroc am că... Am un partener constant și... Da, cu care pot să mă manifest stil artistic. Excelent. În drum spre Atelidra cu Ducu, când aduceam toate camerele și tot ce se află pe aici, Ducu a zis că s-a uitat la un spectacol de balet în care nu-și poate imagina cum un balerin poate să rețină atât de multe mișcări. Era balet contemporan. Pentru mine, pe mine mă depășește, la mine Verdi este cel care încheie totul și Wagner e greu pentru mine muzică, dar minte ce văd în teatru și în balet. Nu-mi place și gata, asta este. Și am dreptul să nu-mi plac, așa cum celorlalți nu le place cum cânt eu sau nici mie nu-mi place cum se dansează astăzi, modern. Sunt lucruri care îmi plac foarte mult, dar nu toate. Și zicea Ducu că vai, dar nu poate să înțeleagă toate acelea mișcări, așa. Și eu, de acolo deșteptul, expertul în balet, zic, Ducu, dragă, dar balerinele și balerinii învață din clasa a patra toate aceste poziții și zic eu, un contemporan, nu există astea, așa le fac din cum le vine și cum cred. Acum vreau să te întreb pe tine, în dansul contemporan există acelea distorsiuni care îți mișcări anume pe care ți le cere coreograful sau pur și simplu îți spune no, acum fă o mișcare și el face nu știu cum. Deci în primul rând avem un limbaj
în dans, există în dansul cult, în baletul clasic, există un, avem un vocabular, un limbaj însușit, într-adevăr, de mici, da? Cu care ne-am obișnuit. Fiecare mișcare are o denumire și uite așa reușim să prin studiu să le învățați pe toate. Să le învățăm și să reținem coreografiile. Pentru că cunoaștem aceste denumiri și știm, da. În... Există, scuze-mă, există, da. Cum era mai demult caietul de regie, există caietul coregrafului în care există toate... mai multe sisteme de notare, încercări, încă din străbuni, din străbun, vechi, da, timpuri. Da, istoria baletului a consemnat, notația la ban, sunt mai multe, mai mulți... coregraf care au încercat să inventeze un sistem de notare. Până la urmă n-a funcționat. Coregrafiile s-au transmis sau scriindu-le, efectiv mișcările, sau acum mai nou, mă rog, secolul 20 cu înregistrări video sau din, pe cale orală s-au transmis din generații în generații. Dar... până la urmă, acum e ușor, că avem înregistrări video și, ca și te uiți pe e mai YouTube. Ușor să învățăm. Bun. Acum, vis-a-vis de întrebarea ta, există o plajă mare de exprimare în dansul contemporan. Sunt foarte mulți coregrafi care fac tot felul de experimente și încearcă să-și găsească un limbaj propriu, original. E foarte greu. În lumea asta sunt câțiva coregrafi care s-au remarcat și au reușit să își creeze un stil original propriu, da? Îi recunoști. Și dansul contemporan cult are la bază dansul clasic. Clar. Deci un balerin de valoros de dans contemporan este un balerin foarte bun, stăpânește foarte bine dansul clasic. E clar. Pentru că dansul contemporan cult este o extensie a dansului clasic, o treaptă, nu neapărat mai sus, dar o nouă treaptă. Da, dar mult mai greu. E mult mai greu să îți păstrezi echilibru. Deci în dansul contemporan, expresivitatea corpului este mult mai amplă, mai mare decât în dansul clasic. Da? Dar ca să poți să ții echilibru, cum ai spus tu, în tot felul de mișcări contorsionate, trebuie să știi, să ai noțiunile de dans clasic, să știi cum, noțiunile de bază. Cum să-ți păstrezi echilibrul corpului în dansul clasic. Și asta, eu am înțeles, asta la noi se traduce muzica, adică trebuie să studiezi Monteverdi, da, Bach, da, Handel, Mozart, Beethoven, Verdi, clasicii, ca să cânti Wagner. Exact. Cam așa. Nu? Uite, da, eu cred că e o paralelă. Sau muzica modernă. Da. Muzica modernă poți să o cânti sau să o interpretezi numai dacă ai niște cunoști baze fundamentale, exact, ale teoriei muzicii. Iacă-te, așa și știi foarte bine să solfegiezi. Da. Da. Că altfel ești terminat. Când ai atâta sonoritate, nici nu se poate. Nici gând să poți să cânti. Dar, așa, cam asta ar fi. Și, într-adevăr, de-a lungul istoriei s-au remarcat tot așa coregrafi care au creat ei tehnici. Drumuri noi. În tehnica dansului, dans contemporan. Dar tot așa, după, pe principiile dansului clasic, acum că am nu avut se mai departe. Experiență cu licența lui Gabi. Da. Am observat câteva. Am observat câteva de Maurice Bejar, știam, cunoșteam și chiar mă uitam. Am fost și într-unul dintre studiourile lui de la Berna. Și am cântat acolo. Și după aia Marta Graham, da. Tehnica Limon. Deci sunt mai mulți care au rămas în istorie prin cu un fel de au dus ceva nou. Exact, da. Și care, nou, poți să aduci nou aici, dar nu orice nou înseamnă și bine sau să rămână. Primele manifestări de dans contemporan sau, mă rog, modern au fost ca o revoltă sau ca o negare a dansului clasic. Da. Așa a început.
Și în civilizație, o revoluție a început, fiindcă a avut să dea jos ce a fost până atunci. Să schimbe ceva. Să schimbe regimul. Da. Da, mie nu mi se pare chiar bun, dar este mersul înainte a societății și trebuie să-l acceptăm. De aici a pornit, trăim și treptat s-a conturat și ramura aceasta și chiar sunt valoroase lucrări de dans contemporan, dar puține. Da, nu sunt așa de bun. Un moment în care ai simțit că se deschide, cum mi se întâmplă mie, se deschide pământul, e un abis acolo pe scenă și cazi în el. Adică, s-a întâmplat vreodată pe scenă să ai un moment în care n-ai știut ce să faci, pur și simplu. Și a fost o secundă, două maxim, în care crezi că e o jumate de oră. Noi suntem educați de mici că orice se întâmplă pe scenă te duce înainte. Nu te pierzi, zâmbești, îți păstrezi zâmbetul. Chiar dacă îți cade costumul de pe tine, chiar dacă îți cad poantele din picioare, da, tu te duci mai departe. Nu trebuie să observe că s-a întâmplat ceva. Clar. Bun. Clar. Sigur că am avut momente grele în scenă. Cum ai spus tu, părea că se surpă pământul și nu se mai termină. Da, mi s-a întâmplat. Nu trebuie să le spui, numai zic, pe mine m-ar interesa reacția. Da. Odată știu că dansam în Esmeralda, era variația mea, solo-ul meu și nu știu ce s-a întâmplat, am alunecat și m-am dezechilibrat și în momentul ăla se învârtea tot cu mine și nu știam, unde ești? Avut un moment din ăsta, exact cum ai spus tu, și nu reușeam să mă redresez. Nu știu cât a durat, mi s-a părut o eternitate. În momentele acelea pe scenă, se pare o eternitate, câteva secunde. Da. Dar te-ai mobilizat și te-ai dus mai departe. M-am dus mai departe și până la urmă mi-au zis și cei din jurul meu că stai liniștită, nu s-a văzut așa. Și mi-am dat seama că noi simțim mult mai amplificat orice mică greșeală. Ni se pare că e nemaipomenit de am mare. Am stricat tot și gata. Și sau în sală nici nu se observă. Sunt greșeli atât de minore, da, care îți pot, din păcate, strica mersul înainte și următoarele momente care vin. Îmi aduc și elevele să exact asta le spun. Nu tot ce simțim noi se vede în afară. Și trebuie să încercăm să redresăm, să avem prezența de spirit, să ne corectăm pe moment și să mergem mai departe. Prezență de spirit, da. Ce bine zic. Prezență de spirit, da. Prezență de spirit, a zice eu, și inventivitate scenică. Inteligență emoțională, artistică. Inteligența artistică, să găsești pe moment soluția salvatoare. Foarte rapidă cu care să te duci mai departe. Și atunci trecem în partea cealaltă, pozitivă, un moment care a fost puternic și te-a afectat din punct de vedere pozitiv, te-a înălțat toate din punct de vedere... Toate aplauzele, publicul, dar eram în turneu în Germania cu baletul Carmen și dansam cu Dan și, mă rog, s-a terminat spectacolul, s-a ridicat cortina... Au început oamenii să aplaude și la un moment dat s-a auzit un zgomot că ne-am speriat. Ce e asta? Ce se aude? Au început să tropăie cu picioarele. Era așa, cu tremur. Dar era reacția publicului la prestația noastră. A fost așa ca un val veneau aplauzele și tropăiturile acelea. După aceea să aflăm că atunci când publicul e foarte mulțumit și entuziasmat, trece la picioare, nu mai ajung palmele, mâinile. Vai, a fost așa... În viața mea n-am trăit așa emoție și așa o bucurie, știi? După aceea, atunci turneul a continuat. Am fost o lună și am dansat în mai multe orașe și de fiecare dată când dansam era cu tremur. Cât de greu și atunci ne uitam la unul la altul cu da și am mai... Asta e. Am reușit. We did it. Încă o sală pe care am cucerit-o. Da. Încă o redută. Da.
cât timp la are... Cluj n-am pățit așa cea. Nu ni s-a întâmplat. Poate că nu, nu, nu este, îi... da, prea dar ține dacă, și de tradiție. Asta zic, dacă tot mergem înapoi în tradiție, seriile acelea, că ai început să lucrezi la operă din timpul lui Ceaușescu, când se aruncau flori pe scenă, acum nu mai există lucrul acesta. Nu mi-am inteles să fii prins. Tu n-ai? Nu, nu se poate. Nu, 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 nu cred. Eu umblam. Serios. Mama ne ducea la balet, ne ducea și la operă, la balet, la nu opera maghiară, la teatru, peste tot și ne ducea. Și pe mine, da. Și eu aia îmi plăcea, abia așteptam finalul să văd când se arunca de pe lojele, să se ducea oamenii acolo, mm-hmm, sau din sală, din rândul întâi, și aruncau flori aia pe scenă. Da. Atâta de mult îmi plăcea. Eu ca și copil îmi aduc. Că au urcat pe scenă și mi-au dat, da, da. Nu s-au aruncat nu, cu flori în tine? Nu. Nu s-au aruncat. Am scăpat. Ai scăpat. Bine, atunci vreau să te întreb, după un astfel de spectacol, fiindcă e un efort foarte mare fizic, cât timp pentru următorul? Următoarea seară iar aveai în turneu? Nu. Da, aveam așa. Zile, fiecare zi, în fiecare seară, în fiecare spectacol. Seară. Mai alternam, eram două distribuții, nu mi-amintesc acum, dar nu cred, nu mai știu cum era, dar sigur că alternam cu ei, dar am avut și două seri la rând sau... Dar după aia aveai totuși o pauză. O pauză, da. Pauza ce înseamnă? O zi, două? O zi. Nu mai știu cum era atunci organizat. S-ar putea să fi fost o seară noi, o seară ei, distribuția cealaltă, știi? Da. Crampe faci dacă nu studiezi, mă gândesc, nu? Crampe musculare? Da. Sau după, pur și simplu? Da, când e corpul obosit, am pățit și eu. Pățeam așa în autocar, când mă relaxam, în drum spre, de la un dintr-un oraș în alt sau așa, crampe, da. Și, mă rog, trebuie să luăm magneziu și... Magneziu? Nu magneziu foloseași ceva... anume, creme sau ceva, medicament sau... Nu, nu, magneziu e cel mai bun pentru relaxarea mușchilor și berea. Are vitamina B. De la berea relaxează mușchii. B6, B8, B10. Aia nu-i bine pentru... Nu. Păi, B-urile îngrașă, dar... pentru voi nu-s bune, dar pentru creier sunt foarte bune, da. B-urile, că te fac fericit. Și relaxează mușchii. Și relaxează mușchii. Nu, berea nu-i foarte bună pentru corzile vocale, să știi. Da? Da. Protejează corzile vocale. Dar păi nu tot, rece. Tot mușchi. Cum te obișnuiești? Deci fiecare cântăreț, cred că are stilul lui. Am avut și o colegă care mânca. Ai înghițit ou crud? Da, da. Eu când am făcut în not, înghițeam. În fiecare zi... Auzeam de cântăreț că e foarte gălbenușul, bun ou. Sau gălbenuș crud. Gălbenușul cu miere. Cu miere, așa amestecat și că... Nu știu cât de bine sau de nu bine face. N-are importanță. Fiecare cred că are... Da. Etapele lui și gândirea lui și dacă lui, dacă mie îmi face bine gălbenușul și simt lucrul ăsta psihic, atunci da, îl fac. Psihic, cred că poate la celălalt nu știe, n-o da, făcut, da, nu. Da. Dar eu când am făcut de not, 8 ani am făcut de not, înainte de antrenamente, ne obliga profesorul de not da. Să bem câte un ou. Îi făceam gaură în ăsta și trebuia să sugem ouă. Vai de capul meu, n-aș putea. Foarte, mie foarte mult îmi plăcea. Era repugnă numai gândul. Da, da, nu, nu, nu. Dar îl înghițeai, pur și simplu. Mă rog, dacă știi era că energie. Face bine și pentru... Da, da, pentru energie, era foarte energie bun. Și să-ți meargă bine, atunci te adaptezi, da. Te conformezi cerințelor. Conformezi. Acum ești coreograf la Opera Națională nu Română? Nu sunt coreograf, sunt maestru cum? De balet. Ah, mai pardon. Da. Și asta, coreograf, nu mă numesc coreograf. Ce diferență este între coreograf și maestru de balet? Maestru de balet se ocupă de antrenamentul zilnic al trupei, al balerinilor, de repetițiile pentru spectacole. Coreograful creează spectacole. Deci coreograful este un fel de regizor? Da. Este clar, regizor și da. Și atunci maestru de balet ar fi la noi corepetitorul, că el pregătește muzical partitura cu noi. Cum este maestrul de cor, da? A, sau maestrul de cor. Maestrul de cor nu da. Creează sau nu, da? Nu. Nu e regizor și studiază împreună, pregătește corul pentru următorul spectacol. Se ocupă de pregătirea spectacolelor, da. Okay. Deci asta e misiunea mea. Nu mă numesc coreograf, că am semnat coreografii la anumite spectacole, momente coreografice sau de mișcare scenică, nu mă pot numi coreograf. Funcția ta este de maestru de cor, maestru de balet. De balet. Okay. Da. Și
colegii noștri de la balet în fiecare zi vin la studiu. Da, este obligatoriu studiul, la noi nu merge. Adică chiar și sâmbătă, duminică? Duminică avem noi liber, dar în rest de luni până sâmbătă inclusiv, de cele mai multe ori, se mai întâmplă când primim și sâmbăta liberă, dar din păcate noi nu putem face pauze prea lungi pentru că reacționează corpul, adică o zi mai simți merge, tu, așa era o vorbă, o zi simți tu, o zi nu simți nimic, două zile simți tu, trei zile deja simte publicul. Da. Excelent. Deci, asta ne spunea maestru Solomon ca profesor. A doua zi simți tu, a treia zi simte publicul. Da, o condiție pentru un balerin, sine qua non, da, este să aibă, să fie consecvent în muncă. Da. Astea, așa cum am amintit și înainte, și pentru orice meserie care vrei să o aduci la cel mai înalt nivel. Dar aici vorbim de toți, așa cum ziceai, că erai surprinsă cum noi ieșim de pe scenă și mai facem câte un ban, câte nu știu ce, și voi nu vă puteți deconcentra absolut deloc, chiar dacă ieșiți în culise, vine următorul în care iară trebuie să fii atent, trebuie să fii acolo cu mușchii pregătiți, pânzele cu toate pânzele sus. Da, eu mă consider norocoasă, am trăit vremuri frumoase în operă, nu spun că acum nu sunt, dar până acum ai trăit numai lucruri frumoase. Da. Și ai avut satisfacția meseriei bine făcute. Nu-i meseria a noastră, este vocație. Da, da. E o vocație. Că e o profesiune de credință. Nu știu. Ce frumos. Trebuie să fii cu hărăzit, tot sufletul. Hărăzit. Și hărăzit și cu tot sufletul acolo. Nu. Cu jumătăți de măsură nu merge. Mai spun eu odată și sufletul. Sufletul. Foarte mult contează. Foarte mult. Sufletul degajă o energie, o energie pe care tu o transmiți publicului. Dacă publicul nu simte energia aceea, se plictisește. Da, nu-și dă seama ce nu funcționează. Poate că doar nici nu mai vine. Dar dacă tu ești detașat și nu reușești să treci rampa în sensul ăsta, să transmiți toate trăirile interioare, dacă le ai, trebuie să le ai. Asta e că trebuie să dacă ai, nu le ai trăirile. Du-te în altă parte. Apropo, există roluri și roluri. În ascensiunea ta din punct de vedere artistic, în balet, că ești balerină, a existat această creștere spre rolul care trebuie să aibă și inteligența și maturitatea, sufletul, maturitatea, da, experiența, da, absolut tot. Da, cred că mie mi s-au așezat așa planetele foarte frumos. Am debutat cu Gisele la 19 ani. Și Gisele era tot de 18 sau câți ani are? Gisele era de 16. E o tânără țărâncuță, copilă, da, îndrăgostită, suferă, inima, boală, moarte. Am înțeles. Deci e acolo. Spectacol romantic. Nu este ușor pentru balerină, dar din punct de vedere tehnic, din nu este punct de ușor. Vedere tehnic și interpretativ. Și interpretativ. Dar pe undeva e potrivit la vârsta aceea, să zic. Când toate crezi că poți să le treci foarte ușor, dar totuși te ai consumă. O doză de inconștiență care te ajută. Te ajută să treci, da. Da, deci să spun că ar fi un rol de început de carieră. Mai este Copelia, a urmat Copelia, tot așa, de aceeași factură personajul. Și apoi au venit grele. Ce înseamnă greu? Lacul lebedelor, mă gândesc. Lacul lebedelor, dacă am un regret, este acela că nu am n-ai fost prim solistă? Interpretat rolul principal în Lacul lebedelor. Le-am făcut pe toate, cele secundare, dar Lebăda albă, neagră, nu. Odet Odil, din păcate. Nu știu, nu mă întreba de ce. Așa, nu. N-a fost să fie. Nu m-am simțit eu. A? Atunci, la vremea aceea, mi-a fost teamă să abordez rolul acesta și nici nu m-a încurajat nimeni. Hai, nu te-am pins înainte. Ai nevoie de susținere, de încurajare, știi? 100% că ai nevoie.
Și pentru noi avem profesorii pentru cu rolul care acesta, ne pregătim, dar... cumva se cere o anumită structură fizică pe care eu consideram și nu numai eu, că nu am, nu corespund pentru acest personaj. Atunci l-am lăsat deoparte, dar am avut alte satisfacții cu celelalte roluri. Care a fost cel mai greu rol interpretat principal? Adică de prim Romeo și Julieta. Romeo și Julieta. A fost un rol extrem de... Nu greu. Julieta este un personaj deosebit de complex. Treci printr-o paletă de stări sufletești. Deși și ea foarte este de 16-17 ani. Câți ani? Da, dar este vorba despre cumva etapa aceea de maturizare, da? Chiar poate... De la viață la moarte, toate în 2-3 acte, nu? Da, da. Și acela a venit mai târziu pentru mine, la momentul potrivit. Când deja aveam oarecare... experiență. Paradoxal, pentru că Julieta nu are experiența aia de scenă, dacă a să o interpretez, trebuie nu, să nu are un pic de experiență de viață. Nu are experiență... Nu are experiența iubirii, cred eu. Că este iubirea viață, aia pe care da. Copilărească pe, și se înfiripă prima iubire pentru care te sacrifici până la urmă. Da, 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 da. Ai trăit-o? Nu. Eu acum trăiesc. Acum trăiesc. M-aș sacrifica pentru Anca mea. Pua, chiar cu viața, am zis. Frumos. Da. Iară, nu este, nu despre mine, despre tine. Romeo și Julieta. Ce-o mai fost? Care... Șeherezada. Șeherezada, vai ce frumoasă Zobeida. Muzică. Foarte frumos. Corsacov. Da. Și apoi Rimski, Carmen. Corsacov. Carmen. Știi, fiecare vai. Personaj, fiecare rol, cumva mi-a dezvăluit noi valențe. O altă latură, nu? Ale personalității. Deci mă descopeream cu fiecare rol. Dom'le, dar... pot eu să fiu Carmen, femeia fatală? Și eu eram așa, catalogată, gen liric, romantic, finuț, așa. Și a fost o provocare. Și ai văzut că se învolbură sângele în tine, foarte nu? Foarte mult, da. Și ai făcut așa plină de energie și de... Că e rea. Mie mi se pare Carmen o femeie rea. Oricât de îndrăgostită, mereu îndrăgostită, e un fel de Don Giovanni la băieți, Don Juan. Ea e Don Juanul feminin. Da, da. Fiindcă pentru ea iubirea nu e o chestie care să înceapă și să se termine la sfârșitul vieții. Don Giovanni e bolnav. Carmen nu e bolnav. Are o boală. Nu e bolnav. Are o problemă. Nu are nicio problemă. Don Juan, nu Don Giovanni neapărat. Don Juan este... acel îndrăgostit, mereu îndrăgostit, el ridică iubirea la nivel de artă. Zici tu asta? Da, eu asta zic. Asta se poate interpreta. Da, 100% se poate, dar părerea mea asta dar este. Dar o listă. Are. Dacă n-ar exista lista aceea, experiența aceea, modul în care el tratează fiecare femeie la fel ca și o doamnă, că de după aia care țărlina, se descotorosește de ea. Evident că apare altă femeie păi pe care s-o fericești. Păi de ce deci așa un suflet mare are încât poate să-și dăruiască o părticică din el. Dar el nu este un soț, nu este un tată, nu este, el este un bărbat care... Generos, care vrea ca toate femeile să se să simtă cunoască, și să cunoască ce înseamnă iubirea, ce înseamnă actul în sine care te ridică. Da, da, poate să fie o paralelă, pot să faci o asemănare. Dar Carmen, zi un pic despre Carmen, cum? Carmen e femeie, femeia, cred că fiecare fatală. Femeie are o doză de Carmen în ea. Exact, cum Don Giovanni avem și noi, fiecare bărbat. Gata. Și gata, atât? Nu? Nu, dar așa ai simțit în tine cum... Da, spectacolul creat de domnul Mureșan este cel mai longeviv spectacol din opera română din Cluj. Așa de mult îmi place. Nu știu câți ani am plinit, și 30? Povestitor, așa de mult îmi place. 30 de ani. Bine, a fost ideea domnului Strugaru, au colaborat în crearea acestui spectacol, domnul Emil Strugaru cu domnul Adrian Mureșan. Și a ieșit acest spectacol deosebit foarte de frumos, frumos și cu el am fost și în turneu, de am avut cu tremur aplauze. Aplauze cu picioarele. Da, da, e ca un film, e povestea aia frumoasă și foarte bine realizat.
cum curg scenele una după alta și interpretarea îți dă așa satisfacții să treci prin toate stările acelea și momentele. Da, 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 da. Mi-a plăcut să fiu parșivă. Dar eu nu sunt așa în realitate. De ce spui că ești parșivă? Că eu nu cred că Carmen e parșivă. Nu cred. Eu nu cred că Carmen e parșivă. E sinceră. Eu cred că e pur și simplu dă drumul. E ea. Uh-huh. Asta e. Ea tot timpul trebuie să trăiască. Nu să se scurgă Don José până la nu știu ce după aia. Lasă-mă în pace că ăla, uite, a apărut da, ăla. Dacă mai continua opera, mai apărea altul. Da, știi? Da, cu ofițerul. Și cu ofițerul. Da, ce? Era ofițer, un soldat. Știi? Da, dacă nu i-a dat foarte multă importanță. Așa păi nu i-a dat, dar un pic ca să-l nebunească. Păi nu, nu. Putem spune că e parșivă. Dar când e un militar, știi că militarii au o anumită onoare, o anumită cinste, așa era mai de mult, i-am făcut armata. Și știu, acolo ce ți se ordona, tu trebuia să execuți, nu era. Da. Și atunci să poți să stăpânești un om din ăsta care tot timpul ține așa de fapt bărbăția. Da, e o provocare. Așa, te cobori pe ăștia și o ții acolo jos la pământ, cum să nu fii? E un Don Juan Carmen asta. Un Dona Juanita. Da, Dona Juanita și da. În orice caz e un personaj deosebit de complex. Împlinitor, da. Ce fain. Pe partea educativă, hai să vedem și despre partea educativă un pic. Și chat familiară, că iară cred că e importantă. Partea educativă. Da. Am urmat cursurile facultății conservatorului, secția de pedagogie coregrafică. Da. Atunci când s-a înființat și cu ocazia asta am ajuns să predau la liceul de coregrafie. Mi se pare firesc ca, după experiență atât de vastă de scenă, să dai mai departe, să împărtășești din experiența ta. Crezi că generațiilor important? Care vin. Mi se pare ideal acest parcurs. Parcurs, demers. Demers, ți da. Ți se pare normal ca după, ai zis că ți se pare normal, dar da. Un pedagog bun este neapărat un om care a trecut prin scenă? E ideal să guști din scenă, să simți, să știi ce se întâmplă ce acolo. Simte balerina, balerinul în momentele cheie, da? Pentru că tu ca pregătești copiii pentru scenă. Ca să poți să-i spui elevului, da, uite aici, o să simți asta și trebuie să treci mai departe. Sau. Deci aici e diferența, că altfel nu. Au fost profesori de balet, care deci nu trebuie să fii neapărat un balerin bun sau prim balerin ca să fii un profesor bun. Știi? Și profesia de pedagog este tot de vocație. Trebuie să-ți placă copiii, să ai răbdare, să-ți găsești, placă, să ajungi la sufletul copilului. Exact. Trebuie să fii un bun psiholog. Sunt multe calități elemente, pe calități. Care trebuie să le întrunești ca să fii un profesor. Un pedagog bun. Da, să ai... Da. Mie-mi plac copiii, mie-mi place să lucrez și cu oamenii și... ce fac la operă cu colegii tăi, colegii săracii de ei, da, și cu elevii. Lor le place? Cu întreabă-i. Tine. Întreabă-i. Nu poți să mulțumești pe toată lumea. Normal, nici n-ai cum. Deci n-ai cum deci să cu siguranță unora le place, altora nu. Într-o relație, dar... nu, tu cu tine nu poți să te înțelegi. Sigur. Nu, sau nu totdeauna ești de acord cu ceea ce niciodată, se întâmplă. Nu. Niciodată, nu. Sau să te împaci cu tine neapărat. Da. Dar minte când ai atâția în jurul tău. Asta e clar. Așa e. Atunci, facem ce putem. Facem cum putem, ce putem mai și bine. Cum putem. Cum putem mai asta bine. Asta e important. Să încercăm să facem cum ni se pare nouă că este mai bine și oricum trebuie să ai un pic feedback cu oamenilor din jurul tău. Că dacă binele tău corespunde cu răul tuturor, înseamnă că ceva nu e ok la tine. Asta, exact. Nu? Da, da, da. Dar dacă vezi reacții și cele mai multe sunt benefice și sunt pozitive, înseamnă că lucrul pe care îl faci este bun. Este bun pentru cei din jurul tău. Ca și familie. Dacă ai o familie care stă lângă tine, este importantă și te ajută în viața artistică și pedagogică acum. Da, cu siguranță echilibru de acasă contează foarte mult. E important să-ți respecte munca, să nu fie o persoană
paralelă cu ceea ce... Paralelă și nici posesivă să nu... Da, dar ai noroc, fiindcă ai un om care a făcut tot care balet trec... și... Da, și care are și el cariera lui și e bine să că e din alt domeniu. Cam observat că dacă sunt... Din același domeniu? Din același domeniu, da, intervine... Așa am observat eu în timp. Nu neapărat la balerin, intervine o competiție, știi, care nu e neapărat benefică în căsnicie, în înțelegerea... Dan Haja cu Andreea Jura te-ar, te-ar contrazice. Da, că da, da, probabil. Când i-am avut invitați, sunt excepții, chiar că sunt excepțiile. Și așa împreună, și așa de drăguț a fost, dacă n-am fi împreună, eu nici n-aș putea altfel. Da, da, da. Zic că și acasă discutăm despre... Fantastic, da, da. Da, da. Există și astfel de... Dar și... Bine, conjunctura e adusă în, împreună, pe toată lumea aduce conjunctura, dar chiar dacă aveți profesii diferite, dar fiecare își înțelege latura profesională... Și își respectă, da. Respectă și îl încurajează. Timpul și îl încurajează, da. Și am avut noroc din punctul ăsta de vedere. Am un soț foarte înțelegător și... Și care te susține. Și mă susține, da. Și... cu partea care merge mai departe, băiatul vostru este înclinat înspre fotbal. Mai nou. Ce fain, dar câți ani are? Spre nenorocirea mea. Da. Nu, glumesc. Că eu mă bucur că are o pasiune. Deci foarte e prima bine. Lui pasiune cu adevărat și stau și mă minunez și nu vine să cred că el vrea fotbal. Își dorește cu numai despre asta vorbește. Sunt convinsă că e o perioadă normal, trecătoare. Normal. Nici nu ne dorim să... fizic face? Face, s-a înscris într-un club. Excelent. Excelent. Susține, e mișcare. Are asta susținerea, mai puțin a mea, că nu mă pricep, dar taică-s-o normal, că e acolo și îl ajută și îl susține din toate punctele de vedere. Tocmai urmează să meargă la un meci de fotbal la Madrid. Wow! Da. Ce fain. Excelent. Are, da. Are o gândire sănătoasă, într-o minte da, sănătoasă. Da, și cumva pe ideea ce n-am avut eu, noi n-am avut pe vremea aceea posibilitățile de astăzi și atunci încercăm să le oferim copiilor. Copiii. Da. Generația care vine de la școală, ți se par receptiv la ceea ce tu încerci să le au... au această deschidere, să zicem, cum o aveați voi. Unii au, alții nu. Te naști cu chemarea asta, știi? Și imediat îți dai seama la copii, imediat îți dai seama care este făcut pentru scenă și e de perspectivă și are flacăra aceea și care nu simt. Cum te... Și atunci, cumva, datoria noastră este... Tu trebuie să integrezi le... pe toți, nu? Da, da. Ar fi, nu știu, nu poți nici să fii ipocrit, să-i spui, da, ești foarte bun și ai un viitor, când de fapt nu e așa. E delicată problema. Sau mai sunt, da, cum să zic, da, talent, te naști cu talent. Au fost exemple de artiști care nu s-au născut cu un talent extraordinar, dar totuși au răzbit. Și l-au cultivat în timp. Deci, hai să zic că poți într-o oarecare măsură să crești, să cultivi. Dar sunt care sunt chiar născuți paraleli, pentru așa. Născuți pentru locuiți, vorba aceea, trimiși cu misiunea asta pe pământ. Asta m-a auzit-o la Adrian Păunescu. Locuiți? Vorbea de un băiat de geniu. Și exact asta spunea băiatul, ăsta e locuit. Și mi-a plăcut foarte mult expresia, da. Foarte frumos. Da, deci sunt copii care sunt trimiși special pentru așa ceva. Așa ceva. Dar sunt care și cei care fac tare, muncesc și prin muncă ajung să realizeze visul. Sunt care nu au visul ăsta și nici ei nu știu cum au ajuns în... domeniul ăsta. Nu mai există aceeași competiție care era există, pe vremea nu ta. Mai există adică aceeași... în clasa 4 nu sunt așa de mulți. Nu, mai, nu, nici nu mai vin copiii sau între, după Revoluție au apărut multe școli de balet în țară și atunci nu mai vin, nu se mai împart în două, vorba aceea. Și nici nu știu de ce este așa o repulsie din partea părinților. O teamă, nu li se pare
Ceva de viitor, ceva din ceva, care se scoate da. Bani, ceva... Dar nu știu de ce. Sigur Părintele că nu modern o... este un pic vrea prea multe de la copil, să fie în toate domeniile extraordinare. After school-urile astea pe care... Da, exagerează, este așa o modă. Să duci câte activități da. Și toate le face pleaznă, știi? Exact. Da, în loc nu să vezi care... Nu ne îndreptăm pe către bun. Ceva bun, clar. Da, și aici, da, odată că au rămas ideile preconcepute vis-a-vis de munca de, mă rog, profesia aceasta de balerină, mulți confundă baletul cu dansul, dansul de revistă, dansul de abară, dansul, da, toate sunt balerine, ori nu e așa. Este o diferență mare și îmi spunea domnul maestru Solomon, profesorul meu, o balerină se recunoaște după degetele de la picioare. Dacă e sferfeniță și toate rând și așa, e balerină. E balerină. Balerinele sunt cele care dansează pe poante și au pregătirea aceasta sistematică de 9 ani de zile. Da. O dansatoare, balerina, da? Da, dansatoarea nu trebuie tot așa să parcurgă niște etape ca să ajungă... Cu siguranță, sau... dar nu așa de strict. Da? Poate să urmeze un club, să meargă și... exact, la cursuri de dans, dacă are talent, ajunge. Și mă gândesc și la gimnastica. Dar e o gimnastica, diferență foarte mare. Gimnastica ritmică. Ritmică. Acolo tot pe elemente de balet, nu? Mie mi se pare mult mai, pe o treaptă mult mai înaltă, deși e sport. Și aici e diferența. Da, e sport, da, e... Baletul e artă. Da? Iar gimnastica aceea e sport, dar ca și calități și ce performanțe fac, pentru mine e enigmă cum reușesc să fac așa piruete cu, în pozițiile acelea incomode. Noi avem clar niște reguli, niște principii pe baza cărora facem piruete acolo. Când mă uit, sunt cu sunt detronate toate aceste reguli și principii. Nu reușesc să înțeleg cum reușesc să... Care e acolo? Tehnica, au forță, pe forță se bazează acolo. Fizic, mai mult fizică, fizic. Da. Patinajul, i-am zis dacă aș fi fost, mi-ar fi plăcut, îmi place patinajul. Îmi place să mă uit la patinaj. Dar elementele de balet există în cadrul patinajului artistic. Noi nu avem artistic. Tradiție, dar dacă te uiți la ruși n-avem... și fizicul lor diferă de cel al altor patinatoare din alte țări. Sunt balerine da. Și fac... Și eu cred că au la bază școala de balet. Fac balet, da. Cum era fac balet serios. Mai de mult era Moscova și Paris, academiile cele. Da. Se vede pe felul în care își poartă brațele, atitudinea lor. Port de bra. Da. Asta cu gheața, da. Foarte... Da, mi-ar fi plăcut. Chiar era... Ar fi fost o alternativă dacă exista la noi. Mi-ai răspuns tradiția. La o întrebare, că mai puneam întrebarea, dacă n-ai fi fost balerină, ce ai fi fost? Balerină. Ai fi fost balerină pe gheață. Balerină pe gheață, da. Eu așa zic. Nu, că... da, dacă mă întrebai dacă ar fi să te mai naști odată, ce ai fi? Tot asta. Păi, poate că mama ta, poate a doilea nu te-ar fi dat și atunci nu puteai să fii balerină. Da, trebuie să recunosc că am avut noroc cu ea. Da, și nu numai. Dar ai avut noroc în viață cu am toate. Am avut noroc, da, deci, uite, chiar mă consider viața ta a fost lină, un nu? Om norocos. Da, am avut și susținerea părinților în tot ce am făcut și... Acum ai susținerea familiei. Da. Ești un om bun care face lucruri bune și atunci atrage energie pozitivă. Mulțumesc. Cred. Da, și eu cred asta, sper. Îmi doresc, adică încerc. Încerc să fiu un om bun, încerc să fiu un om corect, să nu ies în evidență în sens negativ. Da, asta... Ce fain. Vreau să... Încerc. La final, se mi se mai întâmplă. Azi, o doamnă m-a subit că i-am ocupat locul de parcare și n-am vrut. Și mi-am dat seama că am greșit, dar unde să-mi parchez mașina în orașul ăsta? Când știi că greșești și poți să zici îmi pare rău, atunci eu cred că ești un om bun. Da, pot să zic. Da, nu,
Nu. Că toți greșim. Nu există om care să nu greșească pe pământul ăsta. Dar dacă îți dai seama că ai greșit, atunci poți să încerci să... Și nu ești foarte orgolios. Că asta e. Dacă suntem prea vanitoși și orgolioși, nu acceptăm să... Că am greșit să sau cer, să, da. Să ne cerem scuze. Toți greșim. Nu există om care să nu greșească. În afară de un taximetrist, acum vreo 15 ani, m-a dus pe strada Fericirii, dacă știi unde e, de pe Horea. Avem așa ceva? Da, strada Fericirii. Și mă duceam într-o vizită și era noaptea 2 și veneam dinspre piața Mihai Viteazul cu taxiul și linie continuă. Și zic că ca să nu facă tot, vă rog frumos, de data asta treceți, că oricum vă plătesc tot atâta. Și la e asta taximetrist. De 20 de ani sunt taximetrist și niciodată n-am greșit. Și nici nu voi greși. Zic eu, vai, Dumnezeu s-a coborât pe pământ. Mergeți înainte atunci. Da. Cum să spui așa ceva când 20 de ani, de când tu n-ai făcut nicio greșeală, când... Probabil că așa a și fost. Nu cred. Nu? Nu cred. Deja când te-ai urcat în mașină, ai făcut prima greșeală. Da. Eu de obicei zic că singura mea greșeală este că m-am născut viu. În rest n-am greșit nimic. Tu ești o mare figură și așa, nu știu, de câte ori mă întâlnesc cu tine, automat ți-am spus, îmi ridici colțul de guri și fără să spui nimic. Amândouă deodată sau mai câte una. Și cred că, uite, și tu ești înlocuit. Deci este o calitate. Cum te trezești tu dimineața? Greu. Vesel. Greu. Vesel. Nu, Anca îmi atrage veselia. Dacă ești e acasă, sigur? Că de obicei eu mă trezesc când Anca deja a făcut 2 ore, știi? Deja. Da, așa, cred că e foarte bine acolo la tine înăuntru, să fie așa totdeauna, atât timpul. Nu totdeauna. Dar când am oameni așa de frumoși în jurul meu, Ancuță, dragă, deci, Autenticul Petri are un acronim de desubt care, din fericire, înseamnă arta. Dar tu trebuie să găsești la acest acronim, la fiecare cuvânt, la fiecare literă, trebuie să găsești un cuvânt din punctul tău de vedere. Anca rămâne tot așa. Ai fost cea mai rapidă, cred. Mulțumesc. Dar în timp ce îmi ziceai deja, eu procesam. Te gândeai că tot trăgeai cu ochiul, știi? Asta e ultima întrebare a întâlnirii noastre. A primei întâlniri, sper. Asta? Sau care? Urmează? Asta e prima noastră întâlnire. Nu, întrebare. Nu, eu sper că este prima noastră întâlnire aici, da, la Autenticul Petri. Da, mi-ar face plăcere. Petri. Eu mă simt onorată că m-ai invitat și așa cum m-am simțit foarte onorată când soția ta ți-a făcut un cadou superb de ziua ta. Cartea Prieteniei. Și mai ales Cartea Prieteniei și m-a pus și pe mine pe listă, pe lista prietenilor tăi. Deci chiar a fost o onoare. Mi-ai dat o idee. Și mi s-a părut așa un cadou frumos, așa a inspirat. A fost. Eram la cabană și într-una din zile și când mergem la toaletă, adică eu când mă duc la toaletă, citesc pe toaletă, ca să nu folosim telefoanele sau gadgeturile mele. Da, e un moment foarte propice pentru lectură. Și eu citesc acolo cărți ca și Relativismul, Schopenhauer, din astea citesc. În timp ce iese cei mai rău din mine, eu citesc lucruri filozofice. Dar la cabană neavând iese rău și intră binele. Da, și e un circuit. Cartea Amintirilor și am început să citesc și plângeam pe WC-ul ca un copil și la un moment dat bate la ușă Anca, ce faci, mai trăiești? Eu nu plâng. Da, cu siguranță nu asta era menirea cărții, să te facă să plângi. Nu, dar a fost genială ideea. Ideea nemaipomenită. Da. Chiar nemaipomenită. Da. Eu i-am făcut odată soțului meu o surpriză, o petrecere surpriză. Și chiar mi-a reușit. Am dat telefon. O petrecere, dar chiar mi-a reușit. Păi da, ca emoții, da? Că nu, e o regie adevărată. Am sunat, am dat telefoane la toți, dar nu-i spuneți. Și în ziua respectivă i-am zis, bun, te invit la... Un restaurant, hai să mergem. Sau nici nu știu ce i-am zis. Da, și am ajuns acolo. Exact ca în filmele americane, știi? Întuneric. Surprise! Muzică, da.
Și, și m-am simțit foarte inspirată și acum, de atunci n-am mai avut nicio idee frumoasă. Asta ar fi o idee. Da, asta e, deci, e cel mai frumos cadou pe care aș fi putut să primesc de oricine, când m-am născut până când o să mor. Da, cred că e un cadou frumos pentru oricine. Fantastic. Și nu oricine poate umple o carte. Da. Cu, deci nu oricine. Bine, are, n-are 400 prieteni. De pagini. Păi are 399, tot e bine. Da, 300. Nu știu câte are, dar e destul de groasă, da. În numărul de pagini contează. Se recunoaște. Cât de subțire calitatea e. Omului. Da, nu e subțire ca și Biblia, știi, asta e mult mai groasă. Nu, vezi? Nu, chiar. Și m-am simțit foarte onorată. Așa cum m-am simțit și când m-ați ales să vă fac dansul de nuntă. Dar primul lucru, asta... Da, știu, n-am spus în ordine cronologică, dar... Da. Deci am așa... Nu, simt... Primul lucru la care ne-am gândit amândoi, deci deodată ne-a venit ideea că era chestia asta am colaborat că... cu Anca. Da, și încă am gânduri de colaborare cu ea, i-am și spus. Nu știu dacă în viața asta sau... Cealaltă, următoarea... Te vei întâlni, vă veți întâlni în rai acolo, precis. Să faceți lucruri minunate. Pe mine să nu mă așteptați, că eu am făcut foarte multe rele, eu să bag la cărbune. Asta să punem o vorbă bună și pentru tine. Măcar la un weekend, știi, să vin așa, sâmbătă, duminică, vai, să mă odihnesc. Dacă am ști cum e dincolo și da, dacă da, ar fi așa fain. Poate e mai fain. Poate. Mulțumesc, Ancuța, s-a terminat, că nu se mulțumesc mai poate. Mulțumesc și eu, da.